Iar Klaus Iohannis a mers la schi la numai o zi de la tragedia de la Institutul Matei Balș din capitală. Președintele a fost surprins pe pârtia de la Poltiniști din județul Sibiu. Întrebat de jurnaliști cum este la schi, Iohannis a spus că zăpada este bună și i-a invitat pe români să meargă la munte. Bine v-ați spus, domn președinte. Bună ziua, foarte bine, vă invit să veniți. Cum e zăpada la Poltiniști? Astăzi e destul de bine. Vă doresc o zi frumoasă. Mulțumim.